Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou la programul Alături de Tine. În fiecare ocazie, în cadrul ciclului Întrebări înainte de miezul nopții, punem o întrebare din Biblie. Astăzi se cade, după ce m-am gândit și m-am rugat, oare ce-ar fi potrivit să prezint pentru o ocazie specială ca cea a zilei de astăzi, se cade să punem o întrebare. Întrebarea se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 21, cu versetul 31. Matei 21 cu 31 spune așa: care din amândoi a făcut voia tatălui său? Vedeți, noastră, Mântuitorul Iisus Hristos este cel mai bun orator pe care l-a cunoscut istoria. Și El nu învăța așa cum îi învățau fariseii lor în vremurile din secolul I pe oameni. Adică fariseii, în general, vorbeau despre școli de interpretare, despre școala lui Hillel, despre școala lui Shama, tot felul de rabini celebri care interpretau anumite texte din Biblie într-un anumit mod. Mântuitorul îi învăța pe oameni în pilde. Găsea o ilustrație, ca omul să înțeleagă foarte simplu, ca omul să înțeleagă fără prea multe eforturi, dar să poată ține minte în același timp tot ceea ce prezintă Isus. Isus este în cadrul unui discurs și vreau să deschidem Biblia în Matei capitolul 21 și să vedem aici ce discurs are Isus. În ce context Isus așează o pildă? Unii vor să-L ispitească. Și îl întreabă, cu ce putere faci toate aceste lucruri? Și Iisus le zice, uite, eu vă spun cu ce putere fac, dar prima dată voi să-mi răspundeți la întrebare. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Iisus vorbea despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost o personalitate marcantă care a pregătit, într-un fel, calea pentru ca Iisus să fie primit. Ioan Botezătorul era vocea lui Dumnezeu care striga, vine Mesia, vine Mesia, atenție oameni buni, vine Mesia. Fariseii nu l-au primit pe Ioan Botezătorul. Este foarte interesant că vameșii, prostituatele, alte exemplare de felul acesta veneau la Ioan, la Iordan, ca să fie botezați de el, oameni de felul acesta. Și în contextul acesta, fariseii nu-i răspund Domnului Iisus la întrebarea de unde venea botezul lui Ioan. Dacă ei ar fi răspuns din cer, Iisus i-ar fi întrebat de ce nu l-ați primit. Dacă ar fi răspuns de la oameni, nu puteau să zică de la oameni că se temeau de norod. De aceea nu i-au răspuns. Iisus zice, nici eu nu vă răspund. Și atunci începe, pe baza acestui context, următoarea pildă. Pilda celor doi fii. Versetul 28. Ce credeți? Un om avea doi feciori. Și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Aceasta este întrebarea. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi au răspuns ei. Și Iisus spune niște cuvinte dramatice, care pe mine mă șochează și mă impresionează până în adâncul sufletului. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în cale neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ce este cu pilda aceasta? Ce vrea Mântuitorul să ne transmită? Observați că e vorba despre o vie. Observați că e vorba despre un tată care are doi copii, la fel ca și în pilda fiului risipitor, doi fii. Îi spune primului fiu, probabil celui mai mare dintre fii,
du-te și lucrează în via mea. Fiul zice, nu, n-am chef, nu mă duc. Dar după aceea îl cercetează Duhul lui Dumnezeu și spune, uite, nu pot să stau, mă duc. Al doilea fiu zice, mă duc, sigur, nicio problemă. El nu întoarce vorba tatălui său, dar nu s-a dus. Care a făcut voia tatălui? Cel care a zis, nu mă duc și s-a dus, sau cel care a zis, mă duc și nu s-a dus? Ce fel de gânduri vrea Domnul Iisus Hristos să ne transmită aici? Pe cine reprezintă primul fiu, care zice, nu mă duc și s-a dus? Există o carte foarte frumoasă, scrisă și tradusă în limba română, Parabolele Domnului Iisus Hristos, scrisă de o autoare americană numită Ellen White. Și vreau să vă citesc un gând al acestei autoare. Chemarea primului fiu reprezintă pe aceia care trăiesc în fățișă neascultare de Dumnezeu, care nu au pretenții de sfințenie și care refuză în mod deschis să poarte jugul unor restricții și al ascultării de legea lui Dumnezeu. Nu mă interesează, domnule. Nu vreau. Oameni sinceri, oameni onești, pe care Dumnezeu îi cheamă cu Duhul lui cel Bun, prin chemări repetate, prin oamenii lui Dumnezeu. Și ei zic, nu ne interesează. Nu ne interesează. Noi nu vrem să avem de-a face cu credința, cu pocăința, cu chestii de genul acesta. Însă vine un moment în viața acestor oameni care trăiesc departe de Dumnezeu. Un moment de pocăință, un moment de întoarcere, un moment crucial în viața lor, când ei își schimbă direcția de mers. În Matei, la capitolul 3, cu versetul 2, când Evanghelia zice, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, ei se întorc la Dumnezeu. Au acest declic. Discutam spunea aceasta cu cineva și îmi spunea, domnule, nu știu, parcă stăruie mult omul acesta înainte să vină la Dumnezeu. Prea mult durează. Și l-am întrebat pe cel care vorbea, ție câți ani ți-a luat? Uneori uităm că și noi am fost departe de inima Tatălui, departe de casa Tatălui, dar niciodată departe de inima Tatălui. Și că aveam o purtare în neștiință. Dar la un moment dat, în viața noastră, s-a întâmplat ceva. Aproape un miracol. Vecinii nu mai recunoșteau ființa care era vecină cu ei. Soțul nu-și mai recunoștea soția. Soția nu-și mai recunoștea soțul. Era o schimbare în bine. Părinții nu-și mai recunoșteau copiii. Erau mai ascultători, erau mai frumoși, erau mai plini de pace. E bine, acest moment în Sfânta Scriptură poartă denumirea de nașterea din nou. Când Duhul lui Dumnezeu cercetează o inimă, când Duhul lui Dumnezeu cercetează o inimă păcătoasă și când omul începe să realizeze că drumul pe care merge el duce la moarte și spune Cartea Proverbele în capitolul 14, versetul 12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Când există această legătură dumnezeiască între Dumnezeu care trimite razele Duhului Sfânt și om, se poate întâmpla ca la un moment dat acest om aflat pe drumul pierzării să spună, stai puțin. Nu pot să beau din apele galben-verzui clocite ale acestei lumi și să nu mi se facă iarăși sete. Am nevoie de altceva, vreau altceva în viața mea, vreau pace, vreau liniște, vreau să pot să cresc din punct de vedere spiritual. Am nevoie de ceva ce nu găsesc în bani, în confort, în tot ceea ce mă înconjoară. Vreau ceva mai mult. Nu știu dacă ești unul dintre aceștia care trăiești departe de Dumnezeu, care nu-ți pasă nici de pocăință, nici de Biblie, nici de chestiuni de genul acesta, dar tânjești în sufletul tău după o experiență a înnoirii, după ceva deosebit care să vină din Duhul lui Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu în această ocazie îți vorbește pentru un păcătos ca mine și spune, dragul meu, ai întors spatele lui Dumnezeu ani de zile. Dar poate că astăzi
Ești și tu un fiu din aceștia care au zis, nu mă interesează, nu mă duc. Și până la urmă, Duhul lui Dumnezeu vine peste tine și zici, Doamne, ce-ar fi să-mi schimb viața până la sfârșitul anului? Ce-ar fi să nu mai îmi bat joc de mine? Ce-ar fi să renunț la tutun? Ce-ar fi să renunț la alcool? Ce-ar fi să renunț la obiceiurile mele rele, care nu-mi fac decât rău? Ce-ar fi să zic, da, Doamne, mă duc, vreau să lucrez în via Ta? Via lui Dumnezeu este o metaforă pentru poporul ales al lui Dumnezeu și pentru poporul lui Dumnezeu în general. A lucra în via lui Dumnezeu înseamnă a te preocupa de copiii lui Dumnezeu aflați în această lume, a da o mărturie despre Dumnezeu, a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Și e atât de frumos, atunci când Dumnezeu îți schimbă mintea, îți schimbă viața, să pornești într-o altă direcție. Știu la ce te gândești? Te gândești că n-ai nevoie de această schimbare, că te-ai născut în credința strămoșească, că ești născut în legea strămoșească și nimeni n-ar putea să te-o schimbe? Ascultă-mă, fiecare dintre noi am fost mușcați de șarpele Satana. Fiecare dintre noi avem gânduri egoiste, păcate, rămâneri în urmă. Fiecare dintre noi avem nevoie de o înnoire. Cu atât mai mult cei care au trăit ani de zile în atitudinea aceasta de a întoarce spatele lui Dumnezeu. De aceea, te rog să asculți ce zice Biblia despre niște oameni care inițial au zis nu lui Dumnezeu. Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Vezi, vreau să subliniez un aspect. Chemarea lui Dumnezeu pentru tine ți se face astăzi. Du-te astăzi și lucrează în via mea. Du-te și pune-ți sufletul la contribuție pentru cuvântul meu, pentru poporul meu, pentru a găsi oamenii mei, pentru a îi încuraja pe oamenii mei. Du-te astăzi. Nu mă duc, ai zis tu. An de zile ai zis. Nu mă duc. Dar urmează această părere de rău în care zici, Doamne, într-adevăr, totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce am realizat până la vârsta asta? Ce am făcut până acum? Nu mă duc. Dar totuși, e atât de multă pace în a asculta de cuvintele unui tată, în a asculta de cuvintele părintelui. E atât de multă pace. Vă aduceți aminte când eram noi copii și părinții ne puneau să facem tot felul de lucruri, fie că trebuia să facem curățenie, fie că trebuia să facem ordine în cameră, fie că aveam de cules niște prune sau niște mure sau niște mere sau orice aveam de făcut, ni se părea o corvoadă lucrul ăsta. Aoleu, acum trebuie să sap în grădină. Aoleu, ții minte că într-o dimineață am fost trezit de dimineață, nemilos de părinții mei, ca să mă duc la sfecla de zahăr. Și bunica mea și cu maica mea își luaseră nu știu câte porți la colectiv, era pe vremea Ceaușescu, și datorită faptului că lucrau acele porții de sfeclă, primeau nu știu câtă cantitate de zahăr. Și era foarte greu la sfecla de zahăr. Era un frig îngrozitor, era toamnă târzie și venea un aparat cu un tractor mecanizat, aparatul acela, care scotea sfecla din pământ aproape de tot. Dar nu era scoasă chiar de tot. Trebuia să o smulgi tu, să-i tai capetele, unul cu mustăți și celălalt cu frunze, și să o arunci la grămadă. Și mergea mai departe și făcea altă grămadă și așa mai departe. Și când pe unde a trecut tractorul și acel mecanism, vă dați seama că era un aparat, un mecanism, nu era un robot din acesta humanoid care să vadă că n-a scos un rând foarte bine. Trebuia să iei o furcă cu două vârfuri, un țăpoi în acela, și să te pui tu să scoți sfecla. Și era așa o corvoadă și niște nervi. Și într-o zi, ce m-am gândit eu să fac, dintr-o greșeală, țăpoiul se mișca puțin, am băgat țăpoiul într-o sfeclă, dar să vedeți că am băgat foarte aproape de pantoful meu și într-un moment a intrat pe undeva pe sub degetul mare și a ieșit pe undeva în dreptul degetului mijlociu, țăpoiul. Ca și când mi-aș fi băgat furca în picior și ar fi ieșit pe partea cealaltă. Și ce m-am gândit? Hai să-i joc o farsă lui tata.
Și am mers așa un pic, 2 metri cu țăpoi în picior și am început să mă facă plâng. Aoleu, 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 când au văzut ei săraci era să leșine, îți dați seama. Un copil își bagă furca în picior și iese pe partea alaltă. Gata a fost tata săracul, să leșine, nu mai știa. Și până la urmă am scos frumos țăpoi și am zis, stai, știi că am glumit. Aoleu, săraci, erau terminați. Cum? Dar eu am făcut gestul acesta pentru că aveam o povară, frate. Mă așteptau tovarăși la fotbal pe stradă și pe mine mă duce la sfeclă, la noi în sat se zice gurgune, un cuvânt groaznic. De aceea nici nu suportam plăcinta cu gurgune, plăcinta cu sfeclă, deși e de o bunătate extraordinară. Până ziua de astăzi tânjesc să mai mănânc niște plăcinte cu sfeclă. Ce vreau să spun însă că dacă vreodată mă puneau ai mei să fac ceva și nu prea aveam chef să fac și fugeam la fotbal, doamne, pentru peste câteva vreme îmi părea rău și zic, băi, uite, dacă lucram și eu puțin, după aceea aveam o altă satisfacție. Această părere de rău, nu știu dacă o manifesti în acest moment înaintea lui Dumnezeu, dacă ar trebui să analizezi viața ta, ți-ai dat seama că a lucra în via Tatălui, a te preocupa de lucrurile pe care Dumnezeu te roagă să le îndeplinești, este pentru binele tău, este pentru bucuria ta, este pentru fericirea ta. De aceea sunt foarte mulți, din ce în ce mai mulți oameni, care deși au întors spatele lui Dumnezeu și au zis, nu mă duc, în cele din urmă, au auzit solia lui Dumnezeu, care se numește astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți nepietri inimile, le-a părut rău și până la urmă și-au îndreptat viața. Mă rog să se întâmple și în dreptul vieții tale lucrul acesta. Biblia continuă și spune că tatăl s-a dus la celălalt și a spus tot așa, fiule, du-te și lucrează în via mea. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Asemenea acestui fiu, conducătorii iudei erau nepocăiți și încrezători în ei înșiși. Viața religioasă a națiunii iudaice era numai o pretenție, spune aceeași autoare pe care am citat-o în cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos. Da, mă duc, noi suntem. Noi dregem. Și vreau să vă citesc câteva texte pe care Domnul Iisus le aduce înainte. Matei, capitolul 15, versetul 6, zice, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl sau pe mama sa și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Evreii au inventat o lege numită Corban, și anume că ei vor dărui părinților lor ceva. Nu, ei vor dărui lui Dumnezeu ceva din averea lor. Și când părinții lor mureau de foame, erau în vârstă, nu-și mai puteau câștiga traiul, nu era sistemul pensiilor ca la noi astăzi, când cineva zicea, Domnule, ajută și pe taie cât și pe maică ta, zicea, l-aș ajuta, nu pot, că e corban, e închinat lui Dumnezeu deja, e închinat Domnului, nu aș putea să-mi ajut părinții. Și Domnul Iisus îi critică foarte tare și le zice, băi, voi ați desfința porunca lui Dumnezeu care zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Pentru ca ce? Pentru ca să zici, nu pot să-mi ajut părinții, că e închinat lui Dumnezeu, cu orice i-aș ajuta. Ați desfințat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Aceasta era atmosfera lui Israel, plină de datini, plină de superstiții, în dauna cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cunoașteți o astfel de atmosferă? Nu cumva și la noi în țară, în România, predomină mai mult tradițiile decât cuvântul lui Dumnezeu? Nu e bine, mamă, ce faci? Nu e bine, mamă! Dar de ce? Așa se face. Dar explicați-mi, de ce se face așa? Nu e bine, mamă, nu e bine. Dacă îmi spune cuvântul lui Dumnezeu ceva, în mod concret, ceea ce e bine, și nouă nu ne pasă, cum e? Fiule, du-te și lucrează în via mea. Da, sigur, sigur. Dar nu s-a dus. E doar o pretenție. E doar o fațadă. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreți, nedrept, prea curvar sau cap vameșul acesta, a zis într-o zi un fariseu când a venit să închide.
Eu postez de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din toate veniturile mele. Întrebarea este aceasta, dragilor. Care din amândoi a făcut voia Tatălui Său? Cine a ascultat pe Dumnezeu? Cine? Cel care a zis da, mă duc și nu s-a dus, sau cel care a zis nu mă duc și se duce? Cu privire la referendumul de astăzi și de mâine, nu știu care a fost poziția ta. Este o ocazie unică pentru România. Nu știu dacă noi, în viața aceasta, vom mai avea vreodată ocazia să ridicăm această problemă la nivelul societății românești, în care toată lumea să fie implicată. Dumnezeu ne cere un vot. Te duci să fii după voia mea sau nu te duci? Poate că mulți dintre voi a zis, da, mă duc, și neglijați în weekendul acesta să vă duceți. Nu neglijați. Dacă ați spus da, mergeți și scrieți da. Și m-aș bucura din suflet. Dacă și cei care ați spus nu, să vă pară rău și să ziceți, domnule, până la urmă mă duc, pentru că e vorba despre ceva deosebit. Dincolo de sistemele politice, dincolo de întorsăturile juridice pe care le poate lua orice, te întreabă cineva în mod concret. Statul român te întreabă. Vrei să se clarifice expresia între soți cu privire la căsătorie și să se schimbe între un bărbat și o femeie? Te întreabă cineva așa, în mod concret. Fără alte conotații, fără alte politici, fără alte agende și așa mai departe. Te întreabă, tu ce zici? Unii zic, eu cred că e un bărbat și o femeie, dar nu mă duc să semnez. Nu mă duc să ștampilez. Este ca și când ai zice, da, o iubesc pe iubita inimii mele, dar nu mă duc să semnez certificat de căsătorie. E cam acolo. Dragilor, să fim dintre aceia care să spunem da și să mergem. Pentru că de prea multe ori poporul așa zis al lui Dumnezeu a făcut doar mascaradă din voia lui Dumnezeu zicând da, așa este, dar nu mă duc. Nu mă duc. Ioan capitolul 7, versetul 17. Este un pasaj pe care Domnul Iisus îl aduce în atenție și vreau să vi-l aduc și dumneavoastră. Ioan 7 cu 17 spune așa, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, zice Domnul Hristos. Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Vei ajunge să cunoști. Vrei să afli care este voia lui Dumnezeu cu privire la orice aspect? Vei ajunge să cunoști. E atât de simplă situația. Nu e foarte complicată. Nu îți cere nimeni capul dacă mergi într-o parte sau în altă parte. Dar dacă vrei cu adevărat să dai o mărturie despre ceea ce crezi, despre ceea ce ești tu, despre viața ta, spune da și du-te. Nu spune doar da, sunt de acord în mintea mea, dar nu mă duc. Care este concluzia? Concluzia este dramatică. Versetul 31 pune întrebarea centrală, pe care Dumnezeu ne-o pune înainte de miezul nopții. Care din amândoi a făcut voia Tatălui Său? Care dintre cele două situații? I-au răspuns cel din tâi. Și Domnul Iisus le scoate de la spate o oglindă și le arată și zice, adevărat vă spun că vameșii și prostituatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Cum adică? Deci pe mine textul ăsta mă doboară. Cum adică? Înaintea oamenilor care erau cu Biblia în mână? Înaintea oamenilor care epatau cu spiritul liber că ei sunt credincioși și că ei lucrează în via Domnului? Mi-aduc aminte de cuvintele lui Pavel. Deseori mi-aduc aminte. 1 Corinteni, capitolul 9, zice Apostolul Pavel, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. În Roman capitolul 2 vorbește despre
această clasă de oameni care pretinde și spune că eu sunt fariseu și că în lege am dreptarul cunoștinței și al adevărului, și Apostolul Pavel confruntă exact ca Domnul Iisus, scoate oglinda și le spune: tu care nu furi, furi, tu care nu zici să nu prea curvești, prea curvești, tu care zici să nu te închini la idol, le jefuiești templele. Cum e posibil această sciziune la nivelul vieții private, la nivelul vieții adevărate? În această ocazie, vă invit ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și să venim înaintea Domnului exact așa cum suntem. Să nu mai zicem, da, Doamne, și să nu facem nimic. Și să spun, Doamne, acestea sunt. Poate traversez un moment dificil de viață din istoria mea. Poate că nu reușesc să mă ridic la nivelul așteptărilor tale. Mai am niște probleme de rezolvat, dar te rog frumos, ajută-mă. Ajută-mă. Nu pretind că sunt cineva. Eu sunt exact așa cum sunt și nu vreau să mă dau înaintea ta altcineva decât sunt. Nu vreau ca altcineva să meargă înaintea mea în împărăția lui Dumnezeu. Nu vreau ca oamenii aceștia, care sunt oameni sinceri și care trăiesc fățiși în păcat, într-o zi să pună stop și să zică: m-am săturat de viața asta, vreau să iau în brațele lui Dumnezeu. Iar noi, cei care am vorbit din Biblie, cei care am învățat pe alții din Biblie, cei care ne-am ros coatele și genunchii pe la orele de rugăciune ale bisericilor, cei care am cântat ani de zile: azi nimic nu mă întristează, nici dușmanii nu-i urăsc, cei care am mințit cântările ani de zile, cred în Domnul Iisus și în toate le ascult. Auzi, puteți cânta cântarea asta? Să nu intrăm noi? Am niște îndoieli când văd ce se întâmplă, cu câtă înverșunare, cu câtă ură unii se încaieră cu alții. Păcătoși învederați, care erau dezgustați de ei înșiși, au primit botezul din mâinile lui Ioan, dar acești învățători erau ipocriți. N-au primit botezul lui Ioan, zice cuvântul lui Dumnezeu, zădărnicind planul lui Dumnezeu pentru ei. Dragi prieteni, nu știu care sunt împrejurările vieții dumneavoastră. Nu știu în ce fel sunteți dumneavoastră. Nu știu în ce categorie de fii faceți parte. Din primii, care ați întors spatele lui Dumnezeu, dar care vă pare rău și vreți o îndreptare, sau din a doua categorie, care ziceți: da, Dumnezeu, noi suntem, noi am cunoscut pe Domnul, noi suntem, da, da. Și când colo noi nu facem. Chiar dacă suntem din a doua categorie și chiar dacă suntem din prima categorie, în prima parte a vieții noastre, când am întors spatele lui Dumnezeu, prin acest mesaj, prin această întrebare, care din amândoi a făcut voia Tatălui? Duhul lui Dumnezeu ne atrage atenția fiecăruia dintre noi și ne spune: dragul meu, fii ascultător de Dumnezeu. Fii cu ochii la țintă. Să ne uităm țintă, zice Apostolul Pavel, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria ce era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului Domniei în ceruri. Dragilor, lucrurile s-au tulburat atât de mult în această săptămână în România. Eu cred că suntem pe ultima 100 de metri a istoriei. Cred că nu mai poate dura mult această istorie. Când am văzut înverșunarea, când am văzut încăpățânarea, când am văzut cât de închiși sunt unii oameni să stea de vorbă, să accepte și părerea celorlalți, mi-am dat seama că va fi un conflict teribil în finalul istoriei. Știți, am ajuns la o dimensiune pe care am înțeles-o doar săptămâna aceasta. În partea finală a lucrurilor, nu va fi foarte ușor de ales între a fi de partea lui Dumnezeu și a fi de partea celui rău. Aveam impresia până săptămâna asta că lucrurile vor fi clare. Dom'le, se va ști, asta e de partea lui Dumnezeu, asta e de partea celui rău, alegi să fii deoparte. Dar săptămâna aceasta m-am îngrijorat teribil. Mi-am cercetat sufletul și inima și am zis: Doamne, te rog, dă-mi discernământ. Dă-mi discernământ. Sunt atât de mulți oameni în confuzie. Ei cred că fac o slujbă pentru Dumnezeu și de fapt fac o slujbă pentru altcineva. Și cei mai mulți
sunt într-o confuzie. Cei mai mulți dintre cei vocali nu știu ce să facă. Nu se documentează. Nu citesc. Și mai mult decât atât, își dau la picioare unii altora. Pe 16 februarie 2002 s-a întâmplat o cursă la patinaj viteză. 16 februarie 2002. Puteți căuta această cursă pe internet. Favorit la cursa de 1000 de metri patinaj viteză era un american numit Apollo Anton Ono. A pornit vertiginos. După el au mai urmat 3 sportivi foarte buni. Unul se numea Mathieu Turcot, din Canada. Altul se numea An Hin So, din Coreea de Sud. Al patrulea, Li Jiajun, din China. Deci 4 sportivi. 1000 de metri patinaj viteză. Apollo Anton Ono, ca de obicei, este în frunte. Probabil că sunt unii oameni dotați cu niște capacități extraordinare și nu pot fi biruiți în mod normal în disciplinele lor. Sunt dăruiți de Dumnezeu cu putere, cu forță, cu talent. Se știa că Apollo va câștiga cursa. Doar că s-a întâmplat ceva exact pe ultima sută de metri. Când era să intre în ultima turnantă, și știți cum e la patinaj viteze, un pic stânga, un pic dreapta, un pic stânga, un pic dreapta, când era să intre pe ultima turnantă, cel din China se ciocnește cu cel din Coreea de Sud, care îl seceră pe cel din Canada și îl agață pe Apollo Anton Ono și toți 4 cad pe gheață, permițându-i unui australian numit Steve Bradbury să câștige titlul mondial pe ultima sută de metri. Deci ați reținut? 4 dintre cei mai mari sportivi? Cel de pe locul 4 îl secere pe cel de pe locul 3, care îl secere pe cel de pe... ca la domino. Cel de pe locul 2, care îl secere pe cel de pe locul 1 și vine al 4-lea, surprinzător că nu mai are adversari, și trece linia de sosire pe ultima sută de metri. Dragilor, prea des ne secerăm unii pe alții. Prea abitir ne vorbim unii altora. Prea cu patimă. S-ar putea ca aceste secerări în stânga și în dreapta să ne arunce pe noi la pământ. Și să vină unii care n-au avut nicio speranță, care n-au avut nicio șansă și să treacă linia de sosire înaintea noastră în Împărăția lui Dumnezeu. Este dramatic ce s-a întâmplat acolo. Dar și mai dramatic va fi la sfârșit, atunci când vameșii, prostituatele, se vor întoarce la Dumnezeu și vor intra în Împărăția Domnului, iar fiii împărăției vor fi aruncați în tunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragilor, să fim dintre aceia care spunem da și să ne ducem. Iar dacă am spus nu, să fim dintre aceia care ne pare rău și să ne ducem. Pentru că nimic nu e mai frumos decât să îți manifeste adeziunea față de voia lui Dumnezeu și de porunca Tatălui. Aceasta este ceea ce vă doresc, aceasta este ceea ce îmi doresc și mie, prin harul lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră. Amin.